Cum măsurați o lumânare în PIPS pe MetaTrader 4? Vă rog să consultați acest disclaimer, avertizarea de risc. Exemplu practic în platforma de tranzacționare MetaTrader 4. Așadar, putem să măsurăm o lumânare din graficul de tranzacționare foarte simplu, utilizând acest instrument din bara de instrumente. După ce vom da click pe acest instrument, putem să măsurăm o lumânare foarte simplu, de sus în jos sau de jos în sus. Haideți să măsurăm de jos în sus, așadar vom da click la minimul acestei lumânări, după care vom merge până pe maximul acestei lumânări, așadar această lumânare are 4,3 pipși. Dacă vom ține cursorul mouse-ului pe zona de minim, pe închidere, avem următoarele informații. Ora la care a fost închisă, de exemplu, open, prețul de deschidere, high, prețul cel mai înalt, nivelul cel mai scăzut, dar și prețul de închidere, dar și volumul. Așadar, puteți foarte simplu să măsurați o lumânare din graficul de tranzacționare. Spre exemplu, această lumânare a fost deschisă la 1.12.99.7, așadar am fixat cursorul mouse-ului pe acest minim și vom merge până nivelul de maxim. Nivelul de maxim putem să-l vedem aici, de exemplu, 1.13.04, așadar 1.13.04, 4,3 pipși. În momentul în care țineți cursorul mouse-ului pe o lumânare, aveți în partea de jos, aici după default, spre exemplu, aveți următoarele date. Așadar, haideți să plasăm cursorul mouse-ului pe o lumânare, aveți următoarele date pe care vi le-am prezentat anterior, așadar, aveți ora de închidere a acestei lumânări, aveți open, nivelul de deschidere, nivelul cel mai înalt, low, nivelul cel mai scăzut și reprezentat cu căsuța C, aveți nivelul de închidere, după care aveți în ultima căsuță, în ultimul compartiment, aveți volumul. Puteți să ne contactați la numărul afișat mai jos, să ne trimiteți e-mail la info@admiralmarkets.ro, să vizitați canalul nostru de YouTube, dar și pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim pentru vizionare!